către. Dăm afară. Altceva, cel mai din oraș. Și dacă e mai pe oraș și ajunge în altă parte, nu mai bine îl ucizi ca să fie ție bine. Nu mai bine îl băgăm pe el în cășuc și îl liniște. Nu îl băgăm la spitalul numărul 9 și stă acolo de aici până la sfârșitul vieții. Și mai urlă. Când termină schimbul, poate să-ți lucreze orice agent de bază. Când termină viața, poate să-ți lucreze ca șofer, ca agent de bază, ca orice altceva. Deci, trist, dar adevărat. România tuturor posibilităților. De exemplu, ministrul solidarității. Și am muncii. Nu senator, nu deputat, direct ministru al muncii sau prim-ministru. Mersi, mersi de nou. Așteptăm echipa Maria Blas și Sorin Ovidiu Vântu să ne aducă în tranșele de la FNI. Prima tranșă sau a doua tranșă? De 5 miliarde sau de 5 miliarde? Adică nu senator și deputat al UNEPR, cum făceau și cum ziceau, ci pur și simplu ministru al muncii și al solidarității în PSD sau prim-ministru și vice-prim-ministru în PNL. Bună treabă, s-a dus dracu cu statul român.